Turcule de mine, turcule. Păi n-are niciun drag, n-am făcut nimic. Pe ce să ne spargă? Uite, mă, fiate, uite la ăla, uite ce vai, face mă la ăla, mă. Uite că l-a luat pe omul ăla de la partier. Ui, mă. Uite că l-a luat pe omul ăla de la partier. Și pe ăla de la rutieră. Dă-te așa, pune pe perdea, o turcule. Pe perdea. Păi de capul meu. Dar o luăm. Uite că l-a luat pe ăla. Turcule, trage geamul. Termină-mi ea ăla. Uite că o mai luat și pe bucșa l-a luat. Și pe bucșa. Da. Păi toți care vin de afară ia. Uite, mă. Tu stai ca morții lui Mata, fută da, morții mătii să-ți fut! Du-te morții lui Mata, de muiște! Uite câte mașini vin! Du-te, dracului, că mă faci de mor aici, du-te, dracului! Uite că și pe bucșa l-a luat! Da, bă, și pe bucșa! Și pe bucșa! Da, tu veni și odată, nu știu, da! Noroc o închis oana ușa de la scară! Da, noroc o închis oana ușa! Ușa la scară, că pizd, ăsta se ținea de balustradă, nu venea, vrea să intre în casă, mânca la vent, că trebuia să lasă-l bată. Să hai că ne auzim după aia. Uite, Petrina. Nu vine, du-te tu acolo, nu vine, că la mine n-are ce să caute. Dă-te, nu băga așa, mă, pune-mă prin perdea. Da, știu. Îți la mine în casă, eu știu ce vorbesc. Vine, mă, ăsta, smeule. Pune prin perdea, o turcule. Da-și mucată cacem, tu că ți-e spar capul. Petre, nu-i adevărat, că cu ăștia nu-i de jucat. Ăsta ne dă de mere linde. Ce mi-a dat una peste cap prost. Tandiu, ce face tatăl tău? Unde mere? Stai jos, Petre, acolo. Stai jos. Peste cap, să mă. Stai jos acolo. Uite-te cât sâs, uite-te aici așa cât sâs. Pe ciobanul omoară acum, îl nenorocește. Stai jos acolo, nu mai fac figură. Stai acolo și taci. Stai și Turcule, tu scoate telefonul de acolo. Da, uite cum fuge după oameni, uite. Da, cum fuge după oameni. Uite-te. Cu bastoane, cu delea fuge. Bă, dar nu are drept. Fătași, mă! Gata, n-are drept să se bată lumea, mă. Șt, du-te acolo în cameră și taci. N-are drept să se bată lumea. Păi n-au dreptul, dar... N-au dreptul, fac abuz de aina statului. Asta e abuz. Lasă, audă lumea că e abuz. E abuz ăsta. Nu-i. Apare toți, se apare terminatul la ia abuz. Uite, te zbeară și la oameni, de pe geamul zbeară. Păi de ce? Fac ce vreau la mine în casă. Ce dacă bat la ușă? Uite-te cât sus! Cu bastoane, uite-te în sus! Ce ai tu? Ce vorbești? Că e nenea Petre și Sandy și Oana. Da. Dar nu, că nu știu cine-i, mă, dă-i pace. Uite-te că merg pe oamenii în casă, că n-au voie să meargă, uite-te. Bă, cum merg cu oameni, da, ce, bă? Dar tu te mânce-te, cancerul acolo și... Să spargă ușa peste tine, azi tu. N-au mandat, n-au nimic. N-au mandat, Finta, n-au mandat, n-are cum să intre în casă peste tine. N-au nimic, n-are voie. Uite acolo și în scară, intră, caută oameni în scară. De ce? Filmezi. Bagă-o prin perdeaua, bă, să nu se vadă. Se vede și se vede prin perdeaua. Băi, pericol, bă. Păi ce am poți să te uiți, bă, din casa ta? Hai să stăm la povești, stai jos. Taie unghiile, mi-a ei la Petre. Hai, Doamne, fac ce... Fă-i cafea. Fă-i cafea. Fă-i cafea. Bă, toată Europa să vadă, să se mire de Unedoara, că vin mascații, să intre peste noi în casă și în scări, cu japca. Numai de aia, la mașină, la... Bă, dar unde e câinele meu? Unde e Ricky? Nu știu unde e Ricky. E pe aici, Ricky. Pune tu, dă-i dracu, ce să-mi facă? Dar cine e ăla cu glugă, cu bluză de trening de acolo? Unde? Uite, de acolo așa, unde vorbești la telefon. E civil, așa e? E civil. E civil, au venit și civil. E și rutiera, ăla-i ghid cu geacă neagră, vezi? Dar pentru ce trebuie declarație că filmezi?
Că filmezi. Nu mai, nu mai interesează pe idee hârtie, Petre. Am de călărație. Acolo animale, tu. Da, păi nu mai să vină primarul. Dar ce, ei au dreptul ca să iei toți oamenii, să bată pe toți oamenii? N-am înțeles. Ce, îmi trebuie declarație că filmez? Uite, vezi că ăla e... Uite și ăla filmează. Ăla-i Dani Vicol. Ui și acolo, bă, de mă. Și-o fugit au plas. Păi era și Sorin afară. Și-o fugit în casă, cu câine. Dar eu v-am zis că o să vină, nu v-am zis. A zis și eu. Dați mai parte, distribuiți. Că l-ai fost. Păi și cine o sări pe poliție? Ce treabă avem noi că o sări pe poliție? Bine a făcut că o sări. Dar de ce bat oamenii dacă nu le face nimic? 700, zi să te distribuiești tu. Zi să distribuie asta. De ce bat oamenii dacă nu fac nimic ca oamenii? Trebuie să le zică cu vorbă frumoasă să meargă în casă. Nu, nu trebuie să bată oamenii. Să spargă capul la oameni, să dea cu șprei și să treacă cu pistolul. Uite cum ai luat pe unul. Pe cine l-a luat? Din scară. Uite, om bătrân. Hai, bă, distribuiți, bă, vă rog frumos, toți aici, să vadă că istorie la Unedoara. Uite-te acolo, om bătrân. Uitați, mascații. O, lasă așa. Nu se vede. Vezi să nu se vadă, turcule, va. Lasă, vadă. Lasă. Tătă țară, bă, că mi-aș pula în ei și ungărei. Taci, uite acolo, om bătrân, îl ia din casă. Păi e frumos să iei oamenii bătrâni din casă. Normal că te pușcă. Păi normal. Eu s-a târg și nu e acolo, nu e acolo. E pe partea alaltă. Ai, uite, bă, ce face, mă, cu el, mă. Uite, bă, dar la noi în casă n-are ce să facă, știu. Dar a venit, a dat în casă cu... în ușă, cu ăla. Cu bastonul. Și ăla, să intre peste mine, să deschid ușa. Dar cine e? Păi și pe tată s-o l-a luat. Nu. Și pe tată s-o l-a luat. Max? Da, Max, pe tată s-o l-a bătrân. Uite cum a-ți făcut ăla civil, uite cum fugă pe oameni. În gură să-i fut. Poliția română profită de, de ce a făcut Claus Iohannis, abuzul la ordonanțe militare și de la fac abuz. În leu merg toți. Și acum cine-s ei? De-aia filmează cum fug după ei, mă. Să le fie rușine la, la președintele României. Să le fie rușine la președinte. Nu ai să bei papia. Unde-i prins de atunci? Turcule, trageți acolo. Unde trageți pe deaua, Oana? Acolo. Lasă-mă. Nu s-a telefonul. Dă și mie un încărcător. Da, mă, sunt încolo încărcătoarele. N-am aici. Da, am bateria. De lasă pe deaua, că vine mui ăla și ăla vine direct în casă, vine. Cine? Max? Dă-l dracului. Lasă pe deaua. Lasă pe deaua, mai așa, turcule. Păi nu țin ea. Nu mai vii tu, șmeche. Dar-i bate, lasă pe aia pe stradă, să te ferească Dumnezeu. Bă! Dar eu m-am băgat pentru Sandy. Te auzi? Că s-o băga, taș, băga, s-ar drăia cu tine. Uitați, poliția română, cică. Uite ăla. Poliția română, cică, își face datoria, își face datoria la cine? Să omoare lumea. Bă, omule, stați, domnule. Uite ăsta, pupă pizdă. Și ăsta, numitul Max. Care... Ăsta acum nu mai poate de ciudă că l-a luat pe tată sau. Păi și eu ce să-i fac? Toată lumea e din aceeași oală. Bă, ei de, dacă de le-o spar geamurile la mașini la poliție. Auzi, tu nu să nu mai stai afară. Gata, o... gata cu statul afară. Cu statul afară, gata. Că ăștia și niște... Li s-au pus pata pe noi, gata, e noapte. Da, cu, a, da, da, așa e adevărul. S-au pus pata aici pe micro și a călcat... Cu... a făcut abuz. În Hunedoara e. În Hunedoara este. O spar geamurile, mă. Oricum, vă ridici sus din microșasă. Dar ăla de acolo, în bluza de training, e civil. De acolo, da. Eu când am ajuns la mașină, la poliție, o tras prostul ăla cu pistolul sus. Bă, du-te, morți, mă, ce faci, mă, prostule? Uite, vezi că puși, și ei mă, filmează de la morți, poliție. Mă, filmează și poliția, face live. Dar ei sunt vinovați. Să le fie rușine. Și la Ioanis a dat ordonanțe de urgențe militare ca să facă abuz poliția. Cine spargea, mă, la poliția spargea.
Oamenii! Oamenii, mă, copiii, mă! Da, da, dar ce? Care au făcut abuz. N-ai ce să le faci. N-ai cum să-i prind. Da, tu, păi și dacă vin, vin și ia pe toată lumea, da, bagă, intră în casă peste oameni și ia. Păi, dar cum să intru peste om în casă? Bravo, Claus. Dă să le dau muie, Claus, dă-i în grupuri, Claus, da. Dă-i în grupuri, să vadă tot. Nu pot să deschid geamul, nu pot să filmez, că vin peste mine. Băi, ce forța, mă, băiatul, că nu mai am mutat ăla calorifer. Păi, nu mai am mutat calorifer. Na. Copiii aia nu degeaba au fugit, că ți-a zis că nici au fugit. Ce bătaie pe ei. Nu, nu, păziți copii, că vin pe sus, vin câte 20 de mașini. Da, 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 știu copiii. Eu știu că copiii fugeau. Atâtea amari de mașini. Uitați cum stau. Cum stau și așteaptă acum. Bă, nici de pași nu ne lasă. Zborul, da, nici halul să le fie rușine. Dacă omor omul, ești gata. Andrei Olteanu, să-ți dau muie și poschetare ești tu, mă, da-ți aș muie să-ți dau. Măta! Da. Dar după ce mi-ai ieșit afară, nu știu. Poschetare ești tu și suși pula. După ce ai ieșit și poschetărezi. Futu-te în gură să te fuc, Andrei. Vrem noi și facem ce vrem noi. Foarte mult. Nu știu după ce ai ieșit afară, te ia să stai în casă. Oana, asta nu-i comandantul. Care? Ba, da. Ăsta e comandantul, așa-i? Da. Nu-i comandantul. Ăla cu... Vesta aia... În Hunedoara. Dați-mi toate grupurile, vă rog frumos. Da, nu, că nu. Bine, Sergiu. Dă-i în toate grupurile să vadă lumea. Uite cum stă oamenii pe geam. Stă lumea pe geam. Că li frică să mai iese nici la scară, că ne ia direct și ne bate. Nu mai ia pe nimeni, că e civil ăla. Ăla-i ghigul de la circulație. Hai, Petre, stai jos, că ne vede pe totul în casă. Sau nu știu exact. Acum stă la spionat, stai jos. Da, se bate cine intre, cine iese. Aici poliția a venit mascații pe mine, Mariane, de în cancer. A venit poliția pe mine. Pe mine, pe toată lumea. Nu ne lasă de pas să stăm nici afară. Știi că a zis afară, Petre? Fiecare cu treaba lor. Ce hai și spun ceva, dacă nu se întâmplă asta cu ceva, nu veneau mascații. Nu veneau. Nu veneau și erau... Ți-am zis că e civil, vezi că vorbește acolo, fraierul. Ăla. Era avagioșită, să sperească Dumnezeu. Da, mai iese pe dracu, e mai plin. E plin de poliție, bă. Și de mascați. Păi ce să sunăm la gardă dacă garda e cu ei aici, care fac abuz garda de aina statului și Ioanis face abuz pentru poporul român. A dat ordonanțe care nici nu are dreptul să dea ordonanțele care le-a dat, să-i fie rușine. Dați în grupuri. Știi ce? Îi mă țin de balustradă, la mâna mea, la aia mare. Dați în sus! Bă, când am închis ușa... Mai începe, Petre, gata. Cu bastonile. Da. Stai, ca, păi te prindea și te încorda, futu-ți, mă, ce mă ți să și ție-ți dădea. La toți ne dădea. La toți ne dădea. Din cauza lui căpățânatul ăla, că nu vrea să intre în casă. Ai crezut că e de glumă, Petre? Da, mă! Dat oamenii de glumă în mașina. De nu trăgea Oana ușa? De nu trăgea mușa? Dați în grupuri. Dar lor cu Oana. L-ai văzut? Dați în grupuri, că nu se poate așa ceva. Ia deschidem pe geamă, vedem ce zice asta. Mă deschizi geamul, lasă. Mai încet, Petre. Lasă-mă, lasă-l deschis, să intre aer, mă. Taci, mă. Mai încet. Taci. Taci că-s aici. Filmezi aici, fac live. Taci tu, nu mai fi agitat. Termine că nu pățești nimic. Abuz la Hunedoara. Taci, mă, fătu-te în gura și cu geamul deschis. Închide dracu cu geamul. Nu mi și-au dat nu și afară și-au venit și-au dat nuși cu bastoanele la oameni. Se intră peste oameni în casă. Nu, 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 nu,
Uite, vezi că nu au treabă cu oamenii care trec pe stradă. Nu vine o mascață. No, ăștia zgaburi, tu ea zgaburi. Nu, zgaburi. Nu, mai Dimitru 6, nu. Nu au treabă cu oamenii, dar au treabă cu ăștia care au tașuri făcut. Ce să uită asta? Ce să uită? Ce? Ui că ți se stă. E plin încolo, e plin. Dar eu am zis că vin mascați, Ioana. Ți-am zis? Cine tot te sună? Tot cartierul fugea, frate. Tot cartierul. Lică, dă-i acolo în Scoția să vadă și Scoția. O spart ăștia la copii, ăștia, mă, copii de sus, de acolo, nu dau de sus. O spart geamurile la mașini. Da. Ha? Nu le-a spart, bă, de tot, le-a spart așa un pic. Dar trebuia să le de să le spargă lor capul. Creierii din cap. Bă, când am ajuns la mașină la Șugălău, să-l bage pe ăsta în mașină, hop, o tras ăla cu pistolul în sus. Deci uitați-vă și voi la ăsta. Cu toți morții, mă, deci ce mai mă, mortă și mână. Zici că-i trai de la Diavicola. Și-o băgat. Păi da, stăm în casă și vin și dau cu bastoanele nu-și ca să deschidem ușa, ca să ne iei cu japca din casă. Așa, așa. M-a justifică ca să stai în casă, că vin pe tine în casă și te omoară. Ai. Și te bate și te duc la poliție și îți dă și mă o mamă de amendă. Care îți plătiți din banii public și tot pe noi ne bate. Au salariile de la oameni. Noi nu știm cum să ne împărțim cu... cu viața asta și ei se ia de noi. Pa, mă, și durerii că mă lua. Uite, vezi, au filmat cineva. Cine te-a sunat? Mă ia cu diaria, Petre. Încum se plimbă. Băga gogonele. Se plimbă aici. Da, mă, ce este, glumesc. Îi de frică, Petre. Dați-mi de grupul, vă rog frumos. Că nu vrei, că am crezut că inima în loc. O reveni la ușă să spargă ușa pe noi în casă, să le deschidem ușa, să poată să intre în casă să ne ieie. Ca să le deschidem ușa cu japca. Uite. Uite că se uită pe live-uri. Ori intra peste oameni în casă și ori luat oamenii din casă. Le sparge ușile la oameni, da, să iei oamenii din casă. Cu japca. Eu așa n-am văzut, mă. Vor să iei oamenii cu japca din casă. Și ei fără măști, fără mănuși. Uite-te la ăla că-i fără mască, fără mănuși, jandarmul ăla. Uite-te acolo așa, ăla lantul, cum îl cheamă pe ăla roșu? Cum îl cheamă pe ăla? Max, nu? Da. Ăla iar e fără mănuși, fără mască, nu le mai frică de corona. Nu mai le frică de corona că iau corona la ăștia. Uite, criminalistica. Nu mai le frică. Hai de culă, mă. Mulți polițiști își fără protecție. Uite-te acolo, își fără protecție. Mai tot încerci. Nu mai sunați, vă rog frumos, că-s pe live. Nu mai sunați. Lor, nu le mai frică că iau corona. Da. Iau COVID de su mama, iau ei. Să le intre în gură acum. Lasă Andi. E la mine telefonul. Uite, l-o mai luat pe unul. Cine e ăla? Pe cine? Uite-te cum îl aduce, l-o bătu, cred că. Uite în sus, na, tată. Uite-te cum îl aduce. Nu suna pe Teva. Ca să vadă. Și ei. Dar trebuia să vină televiziune să vadă, uite polițistul acolo, uite poliția, cum stă fără mască, fără mănuși, fără protecție. Nu mai le frică de corona. Trimite-o la Antena 1, observator, care au tras cu arme și a dat cu spray și dă cu bastoane în ușă să deschide ușile. Cu japca. Lor nu mai le frică că iau corona. Iau COVID de su mama, să le pun în blid. Jandarmii n-au mănuși, n-au... Și să le dau pasca lui mama civil, să mânce. N-au mănuși, mască, nimic, nu... Și atunci înseamnă că nu e... Nu știu, nu e... nicio boală. Ui ăsta.
Stai cu minte că vine pe mine, ia-i telefonul că sună la Deva. La poliție și după trebuie să deschid. Mere, sunt morți, mami voastre, îi urcă, îl rup de tăt. Să vezi mă acesta, să. Să-mi bag cu ula în gura mami. Ui, uite. Pentru ce, mă? Pentru ce? Stai jos. Îl sparge amurile. Dar la cine-i rentea? Care rentea? Lică. Lică. Vine și Lică. Îl oprește. Nu îl oprește. Nu, plecat tot aici, e plin de ei acolo. Uite, s-au adunat sus în stație. Bă. Ce bătaie, de să vezi l-o bătut pe ăla, ce l-o luat, primul. Eu sparg capul la săracul om și l-o dat și pe copilul lui, are 10-11 ani are, și l-o dat cu spray. De leșina copilul în scară. A dat-o cu spray, că ținea de copilul lui. De ce? Și-o chemat oamenii, salvarea, salvarea n-o venit. Pe maică, nu a dat-o cu spray, poliția. Normal, își apără copilul, că nu a fost vinovat. Păi noi ne bagă ca și de țână și ei umblă fără protecție, fără mască, fără mănuși. Uite, om civil, fără mască, fără mănuși, acum nu mai se ia coronavirus. Uite-te în sus, ce fac în sus? Îmi dăm pașcă dacă ești din urmă. Da? Acolo, mele pe scara la cineva. Bun, ce? Un pahar de vin? Oanda Maria, unde e? În casă a fugit. De whisky! Uite, merge și mai ia pe cineva de acolo din bloc. Merg cu japca la oameni la ușă și ia oamenii cu japca din casă. Dar oamenii sproși că le deschide ușa. N-au niciun mandat. De unde atâta mandate să intre în casă? Peste oameni în casă cu japca. Asta eu n-am văzut. Numai în România. De fără mandate. Dar eu cred că eu am rămas în ușă, mâncava. Nu, lasă acolo, Mihai. Deschide, că nu mai nimeni. Nu, stai aici, șabă. Petre, stai aici. Stai că te ia și pe tine, șapă, pe aia vine ProTV-ul. Aduc ProTV-ul aici și pe ei aduc. Nu, mă, că poate să ăștia la ușă. Aia aduc ProTV-ul pe ei după aia. Nu pot să fac zoom, Lică. Și dacă deschid geamul, vine pe mine, zice că de ce filmez. Da, că poate să ăștia la ușă, stai cu minte. Sunt nebună. Mamă, ori veni cum să nu, ori veni și ori da cu bastoanele în uș, ca să le deschidem ușa. Cu japcă. Cu japcă, să le deschidem ușa. Hai, așa e, mamă. Dar ai deschis, închis de sus. Închis de sus, nu poate să intre. Acum se uită... Se uită cine mai a fost. Ca să ieie. Da. Uitați cum se uită poliția pe telefon ca să vadă cine mai a fost. Ce interesează? Și așa fac abuz. Da. Da, este mult abuz. Ioanis a dat ordonanțe care nu le văd rostul. Care a făcut abuz de ele. Dică pe oră. Ordonanțe care nu trebuia date, care a făcut abuz din ele. Lumea, nu știe toată lumea că e un abuz. E un abuz de stat. Vrea să monteze antene 5G ca să nu vedem noi, care omoară păsări și animale. Să le fie rușine la statul român. Dar înainte ca să vină mascații, de ce ori tras cu pistoalele și era copii în scară și ori da cu spray? De ce? De cu
Lângă urechea mea. Unde? Uite-te ce insus, Oana, e nebună. Dă-te-mi pic să văd. Uite-te ce vin. Nu cred. Mai mulți vin. Cu pistoale de alea mari, deci nu cred. Ați de alea de gaz. Dați-vă din geam, gata. Hai, dați-vă din geam, Oana. Eu chema pe aia. Oana, trage de după perdea. Turcule, și tu. O chema. Întărite. Nu, lasă-mi să-mi o rupă. O chemat întăritur, bă, că știe că... Ce să fie? Ce e? Bine aia, mă. Ce să fie? Nu vine miezule. De ce să vină pe mine? Am făcut eu ceva, eu am filmat. Normal că mi-e frică. Dar n-ai de ce să-ți faci tu. Dar n-ai de ce să-ți facă tu. Ai, dar ai făcut tu ceva? Vila. Păi și atunci... Na. Auzi că te ia Petre la el, taci. Nu vine, că n-au ce să caute la tine în casă. Că uite și ăștia stau pe geam și nu le are treaba la partier. Nu are. Dar și aia stă pe geam. Cum o cheamă? De la ciobanu. Uș pe geam, pe balcon. Nu ai treabă, bă. Uși copii pe geam. Ce treabă? În casă n-are ce să-mi facă. N-are ce să... Avem. Hai aici, Petre. Stă, dau lădine. Dar nu mai filmați. Lasă, filmăm, să vadă lumea, să vadă tot poporul, să distribuiască. Nu trecut acum Auraș cu bicicleta sus. Cine? Auraș, dar nu i-a făcut nimic. A plecat la grădină. Dacă nu mă duc copiit... O să o dat cu bicicleta înapoi. Vai, de pula lui. O lăsat-o și sus. S-o la găină. Ăla scheletul, ăla uite-te la ăla, de ce umblă fără protecție? N-are mănuși, n-are mănuși, n-are mască. Nu-i mai frică că ia corona de su mama. Pună ea și îmbli să-i o pun acum. Nu mai le frică de corona, că le dă oamenii corona, le dă muie oamenii. Prostul la ce puteți pe ăla, pe feu. Stai să-mi dau geaca jos, că pe mine mă știe după geaca. Păi dă-te de acolo, dă-te dracului să te ducă. Mai taci tu. Ba lasă-mă, trage dâncule, că nu-i de glumă. Trage aici. Nu-i de glumă. Dă și șapă. Aici aici așa se vine războiul. Îți proști oamenii că nu iasă stradă toți oamenii. Îți proști că nu iasă oamenii stradă. Îți proști oamenii, mă. Băi! Taci, bă, tu și nu mai urla. Uite aici, stai jos, Petre, că nu mai aici să uită. Nu s-a uitat, nu s-a uitat. Încolțăști și gata. Nu-i bine. Hai. Vedem, noi mai vorbim peste o săptămână să vedeți cum începe revoluție. Începe. Da, începe. Că dă foamea în lume. De unde bani? Că ne duce cap. Pădurile se vând. Vagoane de lemne și alte chestii se vând. Ce abuz fac? Lăsați-le dracu de acum. Ceau, Nicule. Vezi că la tri... Abuzuri aici. La micro 6, la Unedoara. Cât e șapte? Dar uite acolo, la jumătate. La 3 și o sună. Ei, bă, lasă telefonul în casă. Ca niciodată, nu am dat eu așa. Of, of, of. Ce-am ajuns. Vai și amar de capul nostru. Dacă... Da, și amar de capul nostru am ajuns. Bătaie de joc. Tu dacă nu era asta, nu se întâmpla. Cine ești tu, Nicoleta? Ce îmi înghii telefonul tu? Vezi, tu de treaba ta, îmi înghii telefonul. Du-te tu, îmi înghii telefonul. Ia să văd. Stai așa, stai așa că îmi înghii eu telefonul. De perec de coaie și eu nu știu, mi-a înghit telefonul. Mai ești live? Da. Virus. Mai... Stai că au venit ea. Turcule, dar ta vorbește pe toare capul să mă bată. Pui asta cu cine perdea, dar las-o mai așa, mă. Atâta vorbește, bine să te apuca. Mă, nu te mai ierta și nu, gata. Eu ies de pe live. Ceau, ceau. Stai că la antena 1 primit. Te miți la antena? Da, jur. Antena 1, prima. Păi pe tine nu ești aproape eu. Uite, ceau, mânător, de ce stai?
Dă-te, Oana, și tu simțeam așa. Dar nu mă vede. Lăsați-i dracului, Oana, că e bine. Simona? Bă, mamă, e prin cartierul și e prin cartierul aici și jau la poliță, să-i ferească Dumnezeu. Și Sisi filmează tu. Jandar, poliție, plin cartierul. Uite, pe Sisi. Dar nu știu unde e Sisi, de unde filmează. M-am băgat pântunul, că l-am bătut să chefrească Dumnezeu. Că... Nu pot să dau cu zoom, că nu merge. Ba, nu merge zoom-urile. Clovinim ascață. Odată un băiat de aici, dar scară un polițai și... Cred că și scară. Și în scară, v-a luat oameni din scară. Și-o intrată pe el în casă și le-a luat pericol, mă, mamă. Și le-au spart oamenii în mașini, le-au dat oamenii cu bolovan și le-astea și-au venit mascații acum. Păi, acum, ei și Sandy și se filmează, bate lumea pe stradă. Da, și stai. Spune-aia, mă, dacă nu ai stare și te mâncă în cur ca să te bați cu poliția. Da, ok, dădeam, băi, dădeam în cap. Și la noi în față. Da, mă, o trag cu pistolul în capul meu. Nu ar opri, că circulă mașinile. Mama, soarele, uite, ăla e în civil, fără mănuși, fără mască. La el nu le mai frică că iau COVID. COVID-ul lui mama, pune-l aș pe gura lor să-l pun. Nu mai li frică. A venit și mascații. Nu. Închide, mă, becurile. Dar ce ai tu nici mai? Stinge la de acolo, că se vede mai bine. Ce boi, domnule. Se intre să-ți facă ușa, ce poate să facă? N-au bine, mă. Te-auzit. Te-auzit. Te-auzit tăia mare. Că cum ai zis. Na, e frumos, zică măta ce vorbește. Spune la mamă ta. Spune că nu ai stare și nu mă bei. Na. Aha, las că el e șmecher, mă. Ăsta e șmecher, ăsta e antrenor. Ăsta e șmecheruz mare. Nu, că mă face pe mine, tu aici cu ei. E pericol și pe stradă, mamă. Stai acolo, întragi pe dea. Stai acolo, mă. Înțelegi? Te ferească dacă te uiți pe Facebook. Taci, du-te încolo. Pe ce să uite? Du-te încolo. Pe Facebook. Pe Facebook. Să vă uitați acum și pe cartea de micro 6. Ia sună pe Oana. Doamne, sună pe Oana în sal. Că este mai meche. Și filmează. Ăsta-i smeu, mă. Da. Știu. Ăsta-i șmecher mare. Băi, dar norocul meu a fost cu Oana. Că n-am văzut să intru în casă. Și eu nu sunt în casă. Eu nu sunt în casă la mine. La o vecină. Deschideți! Nu. Ia sună pe Oana că se merge pe Facebook. Și te uiți. Și ce dacă mă văd? Cum stau și un gălăi. Bă, cred că-s 40 de mașini. Uite, ăla râd, frumos! Nici acasă nu pot să mă duc. N-are protecție, n-are mască, n-are mănuși. Nu, nici acasă nu pot să mă duc. Dă-mi pace, fără mama. Protecție, frumos, nu? Bă, lasă-mă, dracului. Ai 50 de milioane. Da, 100, nu 50, de la 20 la 100 de milioane amenda. Păi taci, măi, nu mai vorbiți din gură, e prima batere. Dar ce ai făcut? Prima să fie prima batere. Eu n-am făcut. No, hai, mama, hai că mă mai futu de cap, dă-mi baci. Păi frică, nenea, Petre, și e normal. Mama, mai vă stea în gură.
ai ce-i năciuda, mă, nu uite că nu poți să iei să faci. Nu cred că l-ai închis pe atât. Închis, știi? Închis, mă. Că de-aia-i trebuie. Lasă că să mergi, acum nu ești să le ce pușcă. Că te-a dus în casă, n-ai stat în casă. N-ați țigare, ia țigare de la mine și... Ce, mă, că te-a pus? Dar cine te-a pus? Eu acum, după aia te-a văzut că ești... Dar nu știu de ce l-ai stat un caz, nu știu pe ce dracu a ieșit afară. Dar eu am zis aici la scară că mi-a fost casă. Auzi, nebuna, nebuna blonda aia de mine. Păi ce ne-ai pus că mine? Păi eu te-am văzut cu florile când te-ai dus. Și nu uită-te și eu, la fără protecție, fără mănuși, fără mască. Ai ce dureri că am luat, mamă, tu morți mă te de viață. Da, frate. Ce? Nu, mă. Nu, bă, ai acolo pe tine asta. Ce, bă? Da, și bă. De ce zic? Sunt aici. Cine? Sebastian Sebi, dacă vrei ieșim amândoi cu topoarele pe ei. Cine să iese? Că acum nu mai iasă nimeni. De la Chișu, de nu, nu mai iasă nimeni, cine mai iasă acum? Uite și ăla, e civil, fără protecție, fără mănuși, fără mască, cu țigara în gură, cu telefonul în mână, ce frumos! Nu taci, tata. Să vezi paștele așa, uite ce, ăștia ne dă lumină, de asta, ce nu trebuie, ne dă, frate. Când o să merg de la biserică, ca oamenii. Nu mai agăța pe Daniel. Nu. Nu, că fugi repede în casă copiii. Da, fugi. Acum îl lua. Ce bă, că era la pocăiți, la pocăiți a fugit. I-a văzut în curbă. Da, de la pocăiți. Dar tu ai văzut cum ori dat în ușă cu alea, că ieșiți afară. Ieșiți afară, nici m-am dat să ieșim apasă să ne deie. Două ană și mi-am făcut. Dacă vine cu mandate, nu mandate. Dar n-au mandate, de unde să ai mandate? Ce e? E lege militară. Stai, bă, că n-au mandat ca să intre peste tine în casă. Păi în casă, normal, n-are voie să țintre. N-au voie să intre peste tine în casă. Că e abuz, normal, că n-am făcut crimă, n-am dat în casă. Păi intre peste tine cu presul pe tu tău. Păi ce vrei tu? Da, 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 la televizor. Nu taci mai ce, bă. Uite la televizor și să vezi că acum are dreptul poliția să spargă ușa să intre peste tine în casă. Mă la televizor, ce vrei să fac? Are dreptul să spargă ușa să intre în casă. De la știri. Fost la și Dani Nicol. Păi mi-a rețit rău aia. Nu te speria, tati. Cu frică. Generația de aur și suntem nedespărțiți. Cu nici pandemia nu îi separă. FIFA coștele împreună și au la ușă care se da, n-au ce să facă. N-au ce să facă. Mai ales ăla cum are ciudă pe el. Da. Ui și ăla, scheletul ăla. Vine care căciulă cap. Dar uite ce puști au în mână. Ce puști? Unde vezi tu puști? Îți bastoane de la... A, bă, ta vezi puști. Stai, unde e să ia? Tompe. Unde e să ia, băi, să vezi că erau de să vezi ce puști. Ușet de ăla de gaz au în mână. Nu, nu. De gaz, gaz de ăla. De dă-l, de câte 15 metri. Ori plecat în sus, să iau, e cât sunt și în sus. L-o lua pe un băiat și l-o bătut și o sărit oamenii pe ei și o dat și cu spray-ultra și cu pistoalele și o sărit oamenii pe ei, o zbierat oamenii și o aruncat cu pietre și acum au venit mascații, poliția, toată lumea a venit. Și ia pe toată lumea, intră peste ei în casă și ia. Vai, e plin peste tot, e plin.
Ce-ai, n-am putut să stau în dracu în ceapă. Ăla pizda se uită pe... M-au pus dracu să cobor. Nu, să cât dar cât, îi doi pași. Recasă. Dai să vedem că stau niște aici acum. Că nu stai toată noaptea. Nu stai toată noaptea. Maxim asta. Păi aștia și mă duce la zi. Nu știe că... Uite, alerg la criminalistică. Păi da, au făcut poze. A făcut ala. Poze pentru spar mașinile. Mașini, să aibă dovadă, să iei asigurarea. Da, păi aia a făcut aia. Aia a fost șmeche. Dar știi de ce s-a luat? Pentru că ei nu mai rezistat. Și ce-o zis? Hai să aducem ăștia. Că ei au vrut să înceapă. Da. Ei au vrut să înceapă. Păi nu au avut ce să facă ei. Lasă-l. Lasă-l vină, că n-are ce să-mi facă. Oana, dă-te, Oana. Da, știu că n-are ce să facă. Oana, dă-te că îți face geamul. Nu, că vorbește la telefon. Vorbește pe cameră. Că l-a luat pe tatăsul. Vorbește pe cameră, vorbește. Uite ce înjură. Pete, stai jos! Pete, stai jos, că dar pe tine te-au văzut. Uite ce înjură. Stai jos acolo. Mă, găța-i pula în mână. Vorbește pe cameră și înjură. Unde mergi? Mă piși. Vrezi că e la baie, acum. Vai, îl cunosc, mă. O pleca de ei să vorbească acolo, la telefon. Vorbește nu știu cu cine și jură. Da, spune la Turcule. Na. Atunci trebuia noi să ne trezăm. Venim noi toți în casă. Asta s-a zis. Trebuie să trezăm toată Turcule. Gata, nu mai faci să amii. Nu, că mi s-a încervântat telefon. Păi tot. Și mie. Telefon. Așteaptă ordine. Dar bine spui. Cine? Cine l-a auzit? Ia pe cineva, cred că. Ce? Mai ia, de pe partea aia. Vedem ce acolo. Să mai e, mă? Mai ia. Da, vine aia din micro 7, de zici că-s bombardieri. Vin bombardieri și când vă poliția, toți bombardierii ia la fugă. Nu știe pe unde să fugă. Așa de bazinul. Da. Da. Dar nu, e bun, Petre, că se duce. Se duce. Vai, putu-ți morți în mătii viață și am ajuns. Cine sunt alea două acolo? Unde? Alea două, cu hâinele. Nu le văd. Sunt două femei sus. A, și copilul ăla. Sunt trei copii. Ăla-i civil. Ăla-i civil? Da. Pe asta distruge. Să uită pe telefon acum, uită-te. Da. Ăsta face poze, ce face? Da. Filmează. Trebuie să-i fac bot. Eu nu mai băgaș. Filmează, vezi? Dă-te oare dacă să nu vadă la geam. Așa îl filmezi, n-au treabă tu, că n-are nimeni. Da, toată lumea. Ui pe Vârco. Ui pe Vârco. În Vârcolacu, cum merge pe stradă. Cum îl întreabă? Nu vreau să-i văd. Nu vreau să-i văd. Adică și ăla filmează. Au venit la stropit, nu la colinda. Să stropească. Și ăla filmează. Și a adus și paștele. N-au adus paștele. Ăștia știi cum e? Futu-ți paștele, mă. Aha. Ăștia să-i a futu-ți paștele. Adică două mare oană aproape. Să-i rupe pe mama lor, să-i rupă, nu pe noi. Păi, mamă, uite... Iar o sunat.
N-a cum să plec acasă. Ăștia au venit cu stropitul. Au venit să stropească micul. Au ce zice, ce zice Sandy? Ca micul stropitul. Chiar ce se aude pe fundă trebuie să... Băi, l-ai prins de poliție. Tu asta, Florin Coroană, ai coronavirus? Uite, nu pot să plec acasă. Cine e ăsta? Tu ia dă-i un pic tu pe profilul lui să vedem ăsta. Fă un screen și-a băgat și-ar pula în cripta, mă, si astăzi. Și eu de-aia am făcut la ea screen. Că ți-ai pula în cripta, mă, de astăzi. Că-i sâmbătă și mâine-i Paștele. Să tragă nouăle tale. La aia mă duc și-i pun plângere tu. Direct la parchet. Direct la parchetii. Se uită da, pe telefon. Alo. Uite că a ieșit ăsta afară. După ce ești ăsta afară? Uite că ce ești pe filmul cu Iisus. Ăla-i lăban. Aia că stai da. În metelul de asta nu se aude. Deschideam geamul, dar zbeară mie. Nu, nu deschide. Păi nu pot să plec acasă, băga mea și... Păi de sufletul meu. Uite-te asta copilul ăla. Eu vis-a-vis de blocul meu. Vis-a-vis de blocul meu. Am mâncat în cur. Să ies afară. No. Dani Vicu, l-ai fă-mă o poză. Dict. Cine? Și Dani Vicu la ei? Nu. Nu stai aici. Stai acolo, că nu e Dani Vicol. Nu-l cunoști tu. Hai că ne vede pe amulți în casă aici, ne bagă pe carantină, pe tot. Da, bagă pe masă. Păi ăștia-și caută motive, Petre. Da. Păi ăștia te pui tu. Are filmările, că ei au camere pe mașini. Au camere, bă. Tu le-ți închis ăla? Nu, am lăsat la aici. Florin, coroamă. Coroamă, te cam ca pe Iuda. Da, țar Iisus muie. Să vadă toată lumea. Nu-l șterg tu, nu-l șterg nici de a dracu. Ăsta e abuz, n-are voie să dea în oameni. Profită de de actul statului. Pentru ți-a merge la poliție, cred că. Da, mere la poliție. Mere să dea declarație. Îți dai seama ce bătaie cred că e la ăla? Fai, l-o spart. Îți dai seama că-i spart. Trei ori tras, nu-n foc. Trei ori tras. Mor, l-o scos. Și unul tras lângă mine. Băga mea și pula a morții, m-am luat. Când a ajuns Petre, atunci a tras. Ia să-l bat pe ăla. Putu-ți morții, măi, ce să-ți voi promăta în gură. Apoi nu? Sahara, bă! N-au zis că Sahara. Sahara! Alo! Cra, cra, cra! Păi tu ești mai cra, cra, cra ca noi! Sigur! Dar n-a murit ăla de... Niela, n-a murit ăla de... Și e spart de fame! Cine să moară, mă? De... Și ăla a venit aici? Da! Să facă poze, poate. Dani Vicol. Lasă-ne da. De lumină. Uite, filmează, Dani. Filmează. Ia seama ce a ajuns micro 6. Da. A, păi dacă avea și pe Nica. Pro TV. Ia Nica. Ăla-i șeful poliției, dar nu știu, la circulație... Un bitan, pe un băiat. Șeful poliției e un bitan. Ăsta-i Ghigu, ăsta-i. Nu e ăsta. Da, Ghigu. E un bitan ăla, uite ăla-i. Ăla Ioană, Ghigu. Ăsta-i șeful poliției. Da, Ghigu. Da, da, da. Dar eu îl știu pe Ghigu, de pe arest, a fost de la Gabor la arest. Nu lăsăm să iese, nu lăsăm, că e în casă. A, Radu, Radu. Racu. Îl ținem aici, că dacă nu-l trăgeam, puneam mâna pe el. Radu, tu. Racu. Îți dădea. Se rupea oasele, nu mai vedeai la lucru. El făcea glume, frate, acolo. El nu vrea, făcea glume în scară. Hmm.
Ca să vezi că stau ăștia acum. Auzi, du-te și jură. Alo. Te-au venit cu stropii, tu, dar n-a venit atâtea ori. Câte înjură pe Ghigu afară. Îi bagă în gură. Uite pe ăla l-a luat asta și l-a încărcat. Ce ia covoarele. Băi, mai fericit, uite, râde. Ce i-o dat săracul. Ai, Doamne, ce am ajuns. A, uite, acum s-a schimbat șoricarul și-a luat și protecție. Da. Și-a luat și mască și-a pus, pune ea și pizda pe gură în loc de mască. Venit să deie. Și-a pus mască. Da, mi se pare că acum. L-a și mă, ăsta, Florin Coroană, băgați-i pula măta, blochează-l pe ăsta pe Florin Coroană. Futul în gură de... N-ar avea lumină. Alo. De Paști, Florin Coroană. Ce mă joc că fac ăștia pe jos aici, pe iPod. Vai, ce am ajuns. Stai cu minte că ne-o băgat la coteț. Auzi ce se aude? Nu, pe mine televizor. La televizor se aude sau afară? Ui ce dube urcă în sus. Ui dubele. De pe Iru. Aici, mă, s-aude. Merg în micro 7. Da. Păi sunt care au coborât din micro 7 oameni. Alo. Alo. Da, Manule. Nu, nu. Alo. Nu, că am fugit în casă. Da. Uite că și-a pus mască, pune ea și pizda pe vin față. Vin mascat cu stropitul și n-avem destule ouă. Acum și-a luat și bluza pe el. Da. Ăsta pizda. Și el-i polițai. Pune ea și în gură să-i o pun. Așa pe față, în loc de mască. Alo. Să-i luau mască acum. Luau mi mască în gură. Nu e nimic ca micro 7. Stați liniștiți, dăm aici micro 6. Cine e ăsta? Dar eu nu să știu eu cine e. Dar mă doare focarul slujit despre țară. Stați în casă. Nu e adevărat. De unde a ta focar pe Hunedoara? Poate este, dar nu aici și la noi. Poate este în Deva, în alte părți. Dar la noi aici și nu este nici un focar. Aici deocamdată nu a murit nimeni. Dacă moare un om de cancer, gata, a murit de corona. A murit o femeie, a făcut infart și i-a zis că a murit de corona, că a avut corona. Femeia a făcut infart și i-a zis că a avut corona. De unde atâta corona? Dar n-ai văzut oameni? Masa lui... Nu, dar aia, dar frate, solul ăsta ce-a avut bar, o rață. Da, a avut cancer la colon și a zis că a murit de corona. Am văzut pe internet. Na, bagă ei, de la ei bagă. Carama corona. Acum toată lumea care pe moare are corona. Ciocea Florin. Ciocea Florin, cred că ar trebui să fii tu închis. Tu definitiv. Cred că ești la pe iud. Izolare și ești invidios. Sigur, ești pe izolare. Ce să le fac? Adică ăsta la altă. Unde joacă și îl cheamă Adrian la pateu. Ne dă direct în lindic, ne dă cu bastonele. Direct pe lindic ne dă. Cu bastoanele. Don Ariston te cheamă ca pe Iuda.
Da, păi mult. Dar nu știu să... E pe Antena 3, acum mă uit. Auzi, de pe Antena 3, să vedem. Uitați-vă pe Antena 3. Dă-i turcul pe Antena 3. Dică ăsta, Raul Adamescu, du-te mă, acum Antena și tu mai ai pulă să dai în pula ta, du-te dracului de rângezală. Și tu ai pulă, dacă ai intrat aici, vorbește frumos, n-ai avea lumină de Paști. Ce? Hai de pula. Pe Antena 3. Asta e, uite. Uite, ce bate cu bolvanii. Ia asta l-a luat. O să vedem și alte secvențe în momentul în care forțele de ordine au fost nevoite să se retragă din acest cartier. Este vorba de cartierul Micro 4 din Cunedin. Auzi că Micro 4, na, deja o sumă. Micro 6, băgați-ai fula în măta. Uite ce-i dat la televizor pe Antena 3. Un cetățean aflat pe bicicletă în stare avansată de ebrietate a intrat în conflict verbal, inițial doar verbal, un echipaj de poliție care i-a atras atenția că se deplasează în starea despre care vă spuneam mai devreme și a primit documente. Cetățeanul a devenit extrem de violent, ajungând până la momentul în care a descălecat de pe bicicletă și a aruncat cu ea în mașina de poliție. Deja a sărit calul, a aruncat cu pula în gura lor. Uite cum zbeară la aia, că zice-o la fata. Din acest cartier, care au atacat, așa cum ați văzut și în imaginea acestea, mașina de poliție. O atacat-o pe măsa. A fost o intervenție mult mai consistentă, care însă la rândul ei s-a lovit de o reacție foarte, foarte agresivă a celor de acolo din zonă. S-a aruncat cu pietre în mașinile de poliție. Au fost, așa cum ați văzut, amenințați și s-a încercat intimidarea polițiștilor prin toate mijloacele posibile. În cele din urmă s-a restabilit ordinea acolo, dar, repet, după aceste secvențe violente, păi, dar ce o să vedem imediat intră ăștia și în jur aici. De data ce colegii noștri pot să le, să le proceseze, ele ne vin chiar acum, în timp real, în de parte, acolo, din Hunedoara. În parte paștele, mascații. Și, ori veni cu stropit. În parte paștele și lumina. Că papa nu a adus paștele, a venit mascații. Tu îmi pune mie pe față. Aici am o voie de ori. Acum o voie de ori. Acum ai de ori. Uite ce trage pe ăla, ui. Pe cine? Uite ce trage de ăla, uite acolo. Cine e ăla? Nu știu, uite omul ăla, uite ce trage de el. Ăsta l-a șpolată, e ăla de la partier. Uite ce trage de el. E ăla de la partier, ăla și-l duce la poliție. Uite. Uite mai ce-i dă scară, uite ce-i dă scară. Băga-mi-a șpizda în Hristosul și în Paștele lui astăzi. Ui pizda aia, futu-i morții și Hristosul ei. Aia a intrat peste om și a bătut omul în scară, futu-i morții ei în gură. Omul a ieșit afară după haine, se iei hainele de pe sârmă și a intrat în scară și l-a bătut cu bastoanele. Uite aia, muista aia, futu-i Hristosul în morții lui. Nu blonda. Și mormântarea mamei ei astăzi. De unde se iese tot cartierul, că nu iasă tot cartierul? Mașinile albe, tot polițai.
Da, nu, ce uite, de la uite la cum a intrat. Uite cum a intrat în casă. Pe ea. Pe cine? Pe asta, pe Milica, nu? Și, uite cum a intrat în casă. Multă fermitate de aici încolo. Da, Politi, dar ce nu spui bine că-i filmat? A, numai, dă numai ce vrea el la televizor, nu dă tot, stai pe nu se vede mai de aproape că a intrat aia în scară și... O tras ușa, unul a închis ușa, uite, pizdă la ce merge încolo. A închis ușa și a bătut om, uitați ăla de scârmaș albastră, ce-i în față la mașina de poliție. O tras ușa ca să nu vadă nimeni că bate omul în scară. Am văzut, practic, poliția retrăgându-se ceea ce este un gest din acest caz. Și nu erau puțin, și nu erau puțin. Și nu erau puțin. Uite, acum se ia de Dani Vicul, cred că. Geamul poliției, iar poliția era grăbit să plece de la fața locului, nu să intervină. Acum nu știu dacă avea tot ceea ce îi trebuia pentru a interveni într-o astfel de situație, dar sunt... Intră peste oameni, scară omul, ieși să-și ia hainele, am dat. Dă-i să vadă, uite cum nu lasă omul să filmeze. Uitați cum nu lasă omul să filmeze. Nu lasă omul să filmeze. Că au văzut că a intrat în scară și a bătut omul în scară și omul a filmat. Sunt informații că trei persoane du-te, deja au are treabă cu omul. Conduse la sediul poliției urmând a fi audiate cu privire la ajunge la Iohannis Bulandiu. Și uitați la prostul. Dar ce i-o dat la ăla în scară, tu femeie? Două speciale ale poliției care au fost avariate în cursul... Du-te, mă, ăsta, Alex Panaite. Repet, e un caz dă tu să le ară pizda la ăștia care tot înjurai pe la... Pizda le ară. Să pară, mă. Nu ieși. Taci, dă-te, dracu-i, mă, că casă. Taci, nu ieși, că-i plin aici și te ia și pe tine. Uite, pe omul ăla l-a bătut că a ieșit după haine. Văzut aceste imagini, polițiști care au tras bucurile de analizare în aer pentru a calma situația acolo. E de văzut ce se va întâmpla după aceste incidente și dacă... Întrebarea este, Adrian, care a fost scânteia, adică de ce localnicii s-au alăturat acelui domn aflat în stare de ebrietate? Bun, aici... se poate deduce cam care e compoziția în acel cartier, compoziția socială în acel cartier. Sigur că lumea probabil era înfierbântată când mari sărbători. Când da, vă armuie tot cartierul, da, era înfierbântată că mai puteau de foame oamenii. Linia ghizmina, cum se zice, nu? Ei, țigană, mă, ce lucrează la aleu. Imagini halucinante, doamnelor și domnilor, din... Uite aia, aia a intrat peste om și odat. Odat în om, dar ar moartea nea și corona să deie. Și ziceau... Fără violență, fără violență. Așa și domnul respectiv. Deci am pușcați-mă după ce el cărase pumni în mașina de poliție, rupsese oglinda, retrovizare, și ziceam pușcați-mă. Este imaginea când vine noastră, practic, vrea să-l ia de gât pe polițist. Da, vrea să-l iei de gât. Mașina, bine că nu zic că vrea să-l iei de coaie pe polițist. Anca Roman. Stai acolo la timp pe sat. Cred că în câteva minute vom avea poliției române, atât inspectoratul județean de poliție Hunedoara va face niște anunțuri. E posibil ca și de la inspectoratul general al poliției române să vină comunicare, așa că o să dăm desigur aici fiecare astfel de anunț și toate informațiile care vin pe parcurs către noi. Da, mulțumim pentru aceste informații foarte... Acum și-au pus toți protecție, au protecție, până acum nu au avut protecție. Poliție și localnici, polițiști retrăgându-se, repet, nu știu dacă au evaluat situația și s-au gândit că nu pot interveni. Nu, au plecat aici, mă. Nu, nu stai aici. Ne îndreptăm, maestre, cu pași de pensie. Ce mă, ești aici, mă, am citit foarte mult articol pe... această temă, o sfântă la care se închină inclusiv italienii, germanii, austriecii și care este protectoarea împotriva bolii. Bine zici! Să asociem cele trei țări care sărbătoresc și... Nu-i țare, tu îmi vorbești, mă, ăsta, Ciorcea Florin, te chiar vrea să-l caute pe Facebook? Cine e ăla? Stai să mă uit eu. Ciorcea Florin, ieșiți afară la... Ce au făcut soldații români? Victor, ați văzut? Ciorcea Florin, băga-mi-e limbuța! La...
Știi tu, de la Savarină. Da. E mai... Da, în sensul că, mă, eu știam de 14 mai, că aveam un acum fiind catolic, a murit chiar de ziua lui, de Sfântul Victor. Și de acolo știam, iar ortodox și puțin pe 11 mai. De la dat și la Canal 3. Păi tu de-aia comentezi ce orice aflori, mă, da, mi-aș pula în cripta, mă, tică, Facebook de la poze pe Facebook și ești de la Alba. Nu știu cum să zic, cum omagii sau cum mulțumești acele... Bobouțeanu. O sugi acum. În numele umanității, a dreptului... Iasă la dracu, Bobouțeanu. Bobouțeanu, numai când e vorba de bani, iasă. Pentru că foarte mulți, dacă facem puțină istorie, foarte mulți... Ăsta cine mai e grasul ăsta? Nu știu. Și au avut aceea soartă, la fel ca și Sfânta Corona. Te să-i dai o bloc la ăla. Treaba asta a fost trecută... Unde e muistul la cioacea? Lasă-l acum. Să vezi ce l-a bătut la poliție? Cred că tot îi spar săracul. Altceva ce-a bătut. Poliția? Să crezi în Dumnezeu să te aștept pe lucru. Și nu vrem să facem polemică astfel, o zi mare, cu încărcătură mare. Și, practic, spunea cine a fost Sfânta Corona. Avea 16 ani când era deja căsătorită, da, și când și-a jertit viața pe altar. Ei, pericol, bă, și ieșeam în cartier. A fost omorât alături de Sfântul în 1970. Soldații romani. Norocul meu că mi-a tras fetele și m-a băgat în casă. Stă pe stradă, mai plină strada, mă, de jandarmi. Uite și ăsta e purașul, fără măscuță, fără mănuși. A venit e purașul. Te coboară să le iei de pe bară, să le bage în casă, Nicule. Bă, dar o... Fără măscuță, fără mănuși e purașul. Păi, omule bun, dar în halul ăsta să tăie în el, mă. Ha. Bă, da, ai văzut ce-i pe cartier aici? Bă, și te ferească Dumnezeu. Păi nu, bă, în 20 aici, nu mi-e frică de COVID, aici, că ia COVID, 19. Înțelegi? Mă, cu glai, cu ea la noapte, aici. Dar și fetele amândouă. E noroc că am avut că m-o tras de mână. Bă, dar de ce-o da cu bastonile în ușă, mă? Pleacă iepurașii. Să spargă ușa. Merg în sus. Hai de capul meu, mă. Bă, dar nu trebuie să tăie să-i bată halul ăla, mă. Bă, le dai amendă și de amar. Bă, dar ce... Bă, dar o tras prostul ăla băga sardac. Când am ajuns lângă el, o trag cu pistolul în sus. Da, mă, lângă urechile mele. Da, mă. E gabura asta. O știi tu pe pârca asta? Ce era? Nu-i gabura asta, nu-i polițistă. Nu, tată-su. Nu-i. Dar cine-i tată-su? Ia mai tată. Uite, trebuie acum să stau aici cu vecina. Să o mângâi. Uite asta. Da. Căci că vrei să vină să-ți bagi telefonul în gură, știi? Ceau, ceau. Ai văzut, bă, ce-i pe cartier aici. Bă, dar-i plin pe stradă, nu poți să ies afară din casă. Dar în casă. Dar cine e asta, Sandy? Cine? Hai, e sufletul meu, dar nu, e plin, mă. Partește pe ceva, pe stradă, hai de capul, de pe geam, și îl băgați și la televizor, bă. Bă, ce vrei? Hai de sufletul meu, ce-i păi, păi, mă. Dar la cine ia ăla declarație, Dani Vicol? Eu stai aici la... Ceau, mă, nu am venit, da. Cu cine vorbește Dani Vicol acolo după mașini? De mulți, nu, știi ce e pe stradă. Cred că pe ăla ce l-a bătut. Ha? Pe ăla ce l-a bătut, cu ăla vorbește. Nu știu ceva, cred că l-a spart. Așa-i, Sandy? Ăla ce l-a bătut.
Ha? Doar intra pe sel în scară. Păi eu las-o cu fumul într-o poliție, mă zic, eu dat cu spray. Te ieși? Știi ce e aici? E plin, e plin. Da, i-am scris, dar nu l-am spus. Da. Da, de-aia cu cablu. Să nu uite, să nu se pedice Oana. Oana, sunt de pe șură. Bă, capul vostru! Ce? Cu ala vorbește tu, așa e cel bătut în scară. Da. Nu bine, capici, nu bine, nu hai. Nu hai, ceva. Hai, că mă duc acasă. Dă-mi pace. Ce, uite, la cred că merge la poliție de până de plângere. Vezi? Se pune omul. Păi a intrat pe stel în scară și l-a bătut. Da. Ăla e, așa-i Sandy. Ăsta e omul. Și astăzi l-a bătut, tot pe el l-a bătut. De la Ghelar, mă. Du-te, bă, și stai acolo și taci. De la Ghelar, bă. El e de la Ghelar. Știi, la, știi unde stă? Nu, dă-l în spate aici, dă-l Dumnezeu lui, aici. Să duc și să se pui de prângere. Da, îl doare pe el în capul, de tulbon. Hai că pleacă, s-o mai rări dintre ei. Dai cu minte că știi pe unde s-au rărit ăștia, prin tot cartierul, Petre. Da, mă doare pe mine capul, de, e un bloc. Ai declarația la tine? Păi tu că l-au declarat, s-a pune de declarația. O ai la tine? Ia să scrii cu una, cu la biserică, să e Paște. Dă-le cuvinte, să-l bate. Du-te, lasă-mă. Nu lasă acolo, bagă-ți acolo. Uite-le. Ui, că Sandy mi-a făcut-o. Gata, tu ar pleca? Nu cred că pleca, că să tu filmează în jos. Sandy mi-a făcut-o. Și-am pierdut alea hârtirea lui. Bă, și-a uitat să zică către Nicu. Bă, Nicule. Cred că a plecat. Pune, pune portofelul, pune, îl vine buzunar. Să ai declarația aia acolo. Scuze, scuze. Tu ai Sandy, Ioana? Chiar da, am pe telefon eu. Ce scârbos e aia? Zdreamța aia, ce scârbos. Bă, Nicule! Bă, și am el a pins, dar acum s-a schimbat. Am pierdut buletinul, l-am găsit. Max? Ba, nu el. Înțelegi? Nu, că e Petruța. S-a pierdut hârtie aia cu mărțul la lucru și înapoi. E Petruța. Nu. No. Păi, că te noi au zis că ne cheamă mai ușor pe mine și pe vopsitor. Nu. No. Pe drag copii, mașina. Nu. No. De asta te-au sus. Du-te, mă, lasă-mă! Ca francezii nu o să fie nicio țară. Da, de capul. Ca Franța nu o să fie niciunde, ca Franța, acolo toți ia să apară, toți, bine fac. Nici o țară, acum mă uitam pe comentarii, știi? Da. Și a zis, trebuie să fim uniți ca în Franța. Și cine iasă aici? Cine iasă? Nu vezi că au venit mascații și nu mai... Au fugit toată lumea. Nu știu acum cineva, vă susținem din Deva. Mulțumim. Ce? Ce vrei pe care? La război. A, stai, să ies de pe live, gata, ajunge. Ajunge.